Bine, dacă nu vreți să pierdeți al doilea volum din Biblia ilustrată pentru copii. A doua carte prezintă povestirea Iosif și evreii din Egipt și va fi, desigur, însoțită de cărticica interactivă și de pildurile aferente. Iosif și evreii din Egipt este a doua carte dintr-o serie de 12 volume ce conțin povești și pilde biblice rescrise într-un stil accesibil celor mici. Doamnelor și domnilor,